Bine te-am găsit la un nou video tutorial. Astăzi vorbim despre update-ul de firmware pe undeverea Hikvision. Ce trebuie să știm în cazul în care downloadăm un update de firmware? În cazul în care descărcăm un update de firmware de pe site-ul hikvision.com, trebuie să cunoaștem specificațiile acestui update. Dacă nu suntem atenți și descărcăm un update de firmware greșit pentru modelul nostru, riscăm să blocăm DVR-ul NVR-ul și să ne pierdem garanția. Recomandat este să lăsăm DVR-ul selectat cu opțiunea de actualizare automată. Verificăm această opțiune astfel. Accesăm secțiunea Maintenance, apoi mergem pe Upgrade, dăm click pe Online Upgrade și avem activat opțiunea. Mai departe, aș vrea să vă arăt cum downloadați manual driverul. Pentru a face manual update de firmware, scriem aici hikvision.com, accesăm de aici al doilea link, Hikvision Video Security System and IoT Solutions, iar în bara de search trecem modelul DVR-ului. O să scriu acum modelul, dau Enter. Acesta este modelul meu. Merg cu scrollul mai jos și găsesc secțiunea Firmware. Selectez aici Firmware for Europe Download. Mi se descarcă update-ul, după care trebuie să-l copiez pe stick. După ce s-a descărcat update-ul, accesăm fișierul și găsim aici versiunea. Este versiunea v4.20.001, accesăm DVR-ul, iar aici găsim update-ul DVR-ului. Este versiunea v4.21.002, ceea ce înseamnă că este mult mai nouă decât firmware-ul descărcat. De asta este și recomandat să lăsăm DVR-ul să-și facă singur update-uri. Mergem acum la fișierul nostru, introducem stick-ul în PC și îl copiem pe stick. După ce am copiat fișierul, îl dezarhivăm tot aici pe stick, selectez Extract Here. După ce am introdus stick-ul în DVR, accesăm secțiunea Maintenance, mergem aici pe secțiunea Upgrade, selectăm Local Upgrade și ne-a găsit stick-ul. Aici găsim update-ul de firmware, îl selectăm și dăm Upgrade. Ne apare acest mesaj, după care trebuie să selectăm Yes. Acesta a fost tutorialul nostru pe DVR-ul Hikvision. Nu uitați că ne găsiți și pe site-ul a2t.ro pentru mai multe produse. Pe data viitoare!